Guvernul a aprobat în ședința din 5 august prelungirea cu încă 30 de zile a stării de alertă fără a aduce modificări măsurilor impuse de această stare. Măsura a fost luată după o ședință de lucru a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, care a avut loc la sediul Guvernului. În ședința de guvern de astăzi, cel mai important lucru, bineînțeles, prelungirea stării de alertă și nu se modifică nimic în acest moment, lucrurile rămân așa cum au fost ele prezentate până acum. Respectarea prevederilor și a deciziilor CNSU sau a hotărârilor de guvern de prelungire a stării de alertă este obligatorie, nu este facultativă. Așa că acolo unde nu sunt respectate, oricând organizatorul sau persoana care nu respectă regulile poate fi amendată. Există praguri care sunt stabilite, există pragul de 2 la 1000, pragul de 3 la 1000. În secunda în care treci la un anumit prag pe o zonă, zona respectivă începe să revină înapoi la măsurile anterioare. Deci dacă treci de 2 la 1000, te întorci la măsurile care erau până în 1 august. Dacă treci de 3 la 1000, te întorci la măsurile care erau înainte de 1 august, deci pe precedentele măsuri. Și asta este modul în care vor fi aplicate măsurile. Iarăși revin la ce a zis domnul prim-ministru, că noi am avut o modalitate de aplicare a măsurilor care a avut efect și s-a arătat până acum că efectul în România a fost unul bun al măsurilor care s-au luat, oricât au fost ele blamate, controversate. Deci, comparativ cu alte țări, totuși am avut măsuri mult mai, hai să zicem, flexibile, pe bază incidențelor și pe bază de aplicare locală sau zonală sau regională, cum zicem noi, a măsurilor. Și acest lucru se va aplica dacă vedem că începe să crească din nou incidența, mai ales dacă apare în anumite zone, în zonele respective pot să fie aplicate anumite măsuri care sunt prevăzute deja în hotărârea de guvern. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat joi hotărârea numărul 53 din 5 august 2021 privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor care sunt necesare a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Potrivit premierului, nu există modificări privind măsurile impuse. Printre altele, se propune menținerea obligativității purtării măștii de protecție în spațiile publice, piețe, târguri, bălciuri, talciocuri, spații pentru transport în comun, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă sau în alte zone cu potențial de aglomerare.